Soarta TVA-ului din Găgăuzia e decisă acum de magistrații de la Curtea Constituțională. După prima contestație a fost respinsă, în alta curte a decis totuși să analizeze nemulțumirile comratului. Găgăuzii cer să fie anulat articolul prin care autonomia este obligată să restituie din propriul buget taxa pe valoare adăugată agenților economici. De dimineață, în fața curții, s-au adunat și un grup de oameni pentru a sprijini demersul autorităților găgăuze. Până la această oră nu a fost luată o decizie. В связи с этим бюджет Гагаузии по разным меркам, там точные цифры сложно, специалисты говорят, что обозначат, поскольку НДС это плавающая цифра, зависит от экономической деятельности экономических агентов. Как минимум мы не можем потерять 150-200 миллионов рублей, что крайне негативно скажется на выполнение своих обязательств. Un alt argument al reprezentanților Găgăuziei a fost că autoritățile centrale nu s-ar fi consultat cu adunarea populară înainte de a decide că regiunea trebuie să restituie TVA-ul agenților economici din propriul buget. De cealaltă parte, reprezentantul Parlamentului a respins acuzațiile și a explicat că odată ce această taxă ajunge în bugetul regiunii, este corect ca tot cei din Găgăuzia să o restituie. Altfel, s-ar comite o inechitate. Stabilirea justă a presiunii fiscale, a sarcinii fiscale care există. Și iată, anume aceste obiective au fost în fața legiuitorului atunci când a adoptat această lege. Astăzi dimineață, la ușa în alte curți, erau și aproximativ 20 de persoane, iar presa din regiune anunța că urma să aibă loc o manifestație. Am încercat să vorbim cu cei prezenți, dar puțini au acceptat să ne vorbească. De ce vă ați venit aici? Посмотреть на здание. Поддержать Гагаузию, поддержать народа Гагаузии, которые ничего плохого не хотят, хотят просто, чтобы мир был, чтобы здоровье было, чтобы войны не было. Iar președintele organizației teritoriale a Partidului Șansă la Comrat, Alexandru Panov, care a ieșit să discute cu agenții economici la protestul de la Comrat, sugerează că a ajuns întâmplător în fața Curții Constituționale, deoarece tocmai trecea prin acea zonă. Просто проходили мимо и остановились. Чего? Вынимаем протест. Мы нет, а мы не сегодня тут не протестуем. Мы сегодня, наоборот, сюда пришли с призывом, чтобы конституционные судьи все-таки поддерживали сторону закона. Printre oameni am zărit-o și pe bașcana Evgenia Guțul, care imediat a urcat în mașină. Iar mai târziu, Guțul a publicat un mesaj video pe canalul său de Telegram, în care s-a plâns că regiunea nu are suficienți bani. Нам, к сожалению, придется очень много социальных проектов закрыть, которые сейчас помогают жителям автономии чуть-чуть жить в более лучших условиях. Din noiembrie anul trecut, prin decizia Parlamentului, Găgăuzia este obligată să ramburseze impozitele către agenții economici din regiune din bugetul local și nu cel național, așa cum s-a procedat până acum. Autorii legii, deputații PAS, au declarat că inițiativa vine să asigure respectarea principiului echității fiscale între localitățile țării. Proiectul a fost criticat de bașcana Evgenia Guțul, dar și de aleșii din Adunarea Populară a Găgăuziei, care s-au arătat supărați de decizia guvernării de a le tăia din buget.